Tranzitarea orașului de către vehicule cu tracțiune animală va fi interzisă după ce în ședința de astăzi a Consiliului Local a fost aprobat acest proiect de hotărâre. Acesta este unul dintre obiectivele prioritare stabilite de către primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu. Potrivit hotărârii de Consiliul Local, se interzice accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală pe raza administrativ-teritorială a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Totodată și creșterea animalelor va fi interzisă în gospodăriile de pe raza municipiului, cu excepția cartierelor mărginașe, cum ar fi Schela, Dudașul Schelei și Gura Văii, care au permisiunea de a crește 1-2 porci pentru consumul propriu. Se interzice în municipiul Drobeta-Turnu-Severin creșterea de cai, oi, alte animale, rămânând doar la nivel de Schela, Gura Văii, Dudașul Schelei, ca oamenii să-și crească un porc, doi, pentru consumul propriu. Deci interzicem, pe de altă parte, și trecerea prin municipiul Drobeta-Turnu-Severin, indiferent de stradă, oricărei căruțe, lucru care se întâmplă în acest moment pe zona splaiul Mihai Viteazu și CD Ionescu. Erau străzi care permiteau trecerea cu căruțe. De azi înainte este interzis orice fel de circulație a căruțelor în municipiu, orice fel de creștere a mai mult de 1-2 porci în zona Schela, Dudașul Schelei și Gura Văii. Cetățenii municipiului nostru trebuie să înțeleagă că suntem un oraș care se află la standarde europene, iar interzicerea vehiculelor cu tracțiune animală va fi benefică atât traficului îngreunat, cât și disconfortul populației. Urmare sesizelor primite în decursul timpului de la cetățenii municipiului, constatările făcute de agenții poliției locale care se susțin activitatea în teren, am constatat faptul că nu mai este oportună permisiunea circulației cu căruțe tractate de animale pe anumit, chiar și pe traseul care toată lumea îl cunoștea de altfel, pe Splai Mihai Viteazu, care acum este un bulevard în plină dezvoltare, s-au amenajat piste de biciclete. Nu mai este permisă circulația cu acest gen de vehicule pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin. De asemenea, în zonele în care era permisă creșterea animalelor, deja s-au dezvoltat din punct de vedere urbanistic, s-au amenajat căi de circulație, trotuare, pietonale, carosabil. De asemenea, nu mai este indicat creșterea animalelor în aceste zone. Era vorba despre cartierul Walter Mărcineanu, Banovița, Schela, Gura Văii și așa mai departe, Dudașul Schelei. Considerăm că este oportună această propunere, care de fapt a fost, deja este un hotărâre în Consiliul Local, s-a votat. Așadar, este timpul să ne îndreptăm către o lume mai civilizată, așa cum ne dorim cu toții, și să înțelegem că locul animalelor nu este destinat drumurilor publice. Neadaptarea la noile reguli poate aduce contravenții usturătoare persoanelor care nu înțeleg de bunăvoie să respecte legislația în vigoare.